întăriți-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, avem multe imagini ale lui Ioan Botezătorul. Îl cunoaștem ca ascet auster, în deșert se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Îl cunoaștem ca biciuitor al moravurilor. Se adresa farizeilor spunându-le pui de vipere. Îl cunoaștem ca vestitor al împărăției cerurilor. Convertiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Există însă o imagine pe care o cunoaștem mai puțin. O imagine pe care Evanghelia de astăzi vrea să o propună atenției noastre. Și este aceea a omului care are îndoieli. El, Ioan Botezătorul, pe care eram obișnuit să-l considerăm un personaj solid, un personaj de stâncă și chiar un pic colțos, ne apare în acest text al lui Matei ca o ființă fragilă, o ființă care experimentează dezolarea îndoielii, așa încât îl întreabă pe Iisus: Tu ești cel care trebuie să vină sau să așteptăm un altul? Este teribilă această îndoială, însă face mai umană figura lui Ioan Botezătorul. Dacă înainte îl simțeam distant, departe de noi, acum ni se pare unul dintre noi, pentru că, asemenea nouă, și el îndură scandalul nonsensului. De fapt, întrebarea lui se naște în cadrul unei situații profund tulburate. Ceea ce îl face pe Ioan să sufere nu este atât închisoarea, cu perspectiva unei morți foarte apropiate, cât mai ales criza pe care sunt constrânse să o îndure certitudinile sale. Ioan prevăzuse și prevestise o pedepsire aspră a celor răi. Și acum află că Iisus, în loc să aducă acel foc care ar fi trebuit să ardă orice formă de pervertire, Iisus stă la masă cu vameșii și păcătoșii. Ioan era în închisoare pentru că denunțase în mod curajos adulterul regelui. Și între timp auzea spunându-se că Iisus acordă iertarea și persoanelor care s-au pătat de acest păcat, de adulter. Deci, Ioan se afla într-o situație dificilă, din punct de vedere psihologic și din punct de vedere moral. De aceea, se poate înțelege întrebarea adresată lui Iisus. Ba chiar am vrea să vorbim nu numai de legitimitatea acestei întrebări, ci și de valoarea îndoielii sale. Se poate face elogiul îndoielii? Sub un anumit profil s-ar părea că da. Există o liniște a credinței care nu are nimic merituos. Se aseamănă mult cu pasivitatea, cu indiferența, cu inconștiența. Ce credință este aceea care nu cunoaște ceva din chinul lui Iob și nu se lasă rănită de provocările care se nasc din durere? Putem noi să ne numim oameni care credem cu credință dacă, de exemplu,
n-am suferit din cauza scandalului atâtor copii, atâtor persoane care în număr înspăimântător îndură în toate părțile lumii orice formă de violență. Deci, dacă e adevărat că o credință complet liniștită, fără zgâlțâieli, fără tulburări, este o credință săracă, este la fel de adevărat că o anumită tensiune în cadrul credinței ar putea să fie semnul rodniciei, al vitalității sale. Înseamnă că credința nu trebuie să o înțelegem ca pe un drum liniștit, un drum odihnitor, ci trebuie să o înțelegem ca pe o aventură. O aventură în care nimic nu este previzibil, nimic nu este sigur. O încurajare de a cultiva un asemenea sentiment ne vine și din cuvintele cardinalului Carlo Maria Martini, care spunea: consider că fiecare dintre noi poartă în sine un credincios și un necredincios. Aceste două personaje își vorbesc, se critică reciproc, își pun întrebări și alegerea finală, fie ea pentru credință sau pentru necredință sau îndoială, nu elimină niciodată pe celălalt interlocutor. În fiecare dintre noi sunt aceste două personaje, credinciosul și necredinciosul. Făcând referință la întrebarea lui Ioan, în acest moment putem să înțelegem mai bine și poziția tuturor celor care se întreabă dacă mântuirea mai poate să vină de la Iisus sau nu cumva trebuie să fie căutată în altă parte. În altă parte. Adică, acest în altă parte este ocupat de toate acele personaje care s-au arătat și încă se arată pe scena istoriei ca salvatori, făcând să se creadă că ei au soluția la toate problemele. Acest în altă parte este reprezentat și de ideologii sau sisteme de viață care promit să asigure tuturor un viitor sub semnul unei organizări raționale eficiente. De aceea, credința simte că trebuie să-L interpeleze încă o dată pe Domnul pentru a-L întreba: putem spera că mântuirea despre care ne vorbești poate în vreun fel să devină vizibilă pentru ochii noștri? Ce anume ne oferi pentru a întări speranța noastră și pentru a nu trebui să îndurăm dezamăgiri care să ne pună în ispita de a căuta în altă parte o posibilă mântuire? Am încheiat anul credinței. Un an întreg am reflectat asupra conținutului credinței noastre. Și iată că și astăzi trebuie să-L interpelăm pe Iisus. Putem spera încă să vedem și noi, cu ochii sufletului nostru, această mântuire pe care ne-o promiți? Credința adevărată, ca aceea a lui Ioan, încearcă să rezolve propriile tulburări adresându-se înainte de toate celui care trezise atâtea speranțe. Ajută-ne să înțelegem! Acesta este strigătul celui care suferă datorită propriei credințe șovăielnice. Și Iisus ne răspunde:
ne răspunde așa cum i-a răspuns lui Ioan. Observăm că Iisus nu vrea să se demonstreze pe sine însuși. El nu se preocupă să afirme, da, eu sunt Hristos, nu. Lasă ca la această recunoaștere să ajungem noi, de-a lungul unui parcurs care cere atenție, cere răbdare. Folosind cuvintele profetului Isaia, Iisus ne invită să dăm atenție semnelor de mântuire pe care El le presară în istoria oamenilor. Este importantă atenția, pentru că e vorba până la urmă de semne, să le spunem așa, sărace. Iisus niciodată nu a pretins să rezolve problemele noastre cu minuni din acestea spectaculoase. Pasiunea lui Iisus era aceea de a îngriji trupurile și conștiințele cu răbdare și cu încredere. De aceea, El îi privilegia cu prezența sa pe leproși, pe cei posedați de duhuri rele, pe samariteni, pe vameși, pe păcătoși. În locul binelui, El a preferat bunătatea. Observăm că binele apare în programele tuturor celor care trag mulțimile după ei. Știm cu ce retorică sunt capabili să celebreze marile valori. În schimb, Iisus propune revoluția bunătății, a fi buni în mod gratuit, făcând multe gesturi mici de bunătate, chiar și atunci când ar putea să apară nesemnificative, neproductive. Aceasta este bucuria pe care o găsim în Evanghelie, Evangelii Gaudium, bucuria Evangheliei. Este ceea ce ne învață Sfântul Părinte Francisc cu ultima exhortație apostolică post-sinodală. El însuși este un exemplu de bunătate, se apleacă asupra celor săraci, asupra celor suferinți, asupra celor de la periferie. Dacă noi practicăm această cale mică, nu vom schimba lumea, dar ne vom da seama, chiar și când trecem prin multe îndoieli și dificultăți, că acesta este lucrul cel mai frumos pe care l-a imaginat Dumnezeu pentru a transforma lumea. Nu este calea minunilor ieftine, ci este calea răbdării, a speranței, a creșterii împărăției, ca a unui germen care se dezvoltă încet, încet, ia formă, ia vizibilitate. Priviți agricultorul, ne spune în lectura a doua Sfântul Iacob. Voia să ne spună, priviți la truda lui, dar priviți și la speranța lui. Puneți inima și sufletul dincolo de truda prezentă. Fericit cel care, în timp ce mângâie fiecare mlădiță care se naște, este capabil să privească departe și să viseze timpul plinătății. Întăriți-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape. Lăudați să fie Iisus Hristos!